Nu doar o veste proastă sau o vorbă urâtă îți poți strica ziua, ci și culoarea hainei pe care o porți. Culorile fac parte din viață, dar și din garderoba noastră. Culorile pe care le porți nu sunt numai o radiografie a stării tale de spirit, ele pot influența și percepția celor din jur despre tine. Uneori, pentru a-ți induce bună dispoziție, este necesar doar să îmbraci haine cât mai vesele și culori mai aprinse. De regulă, majoritatea preferă vestimentația de culoare închisă. De ce aleg oamenii să se îmbrace negru și cu ce afectează această culoare sobră? Uneori e vorba de modă, alteori e vorba de comoditate. Negru se asortează cu orice. Am întâlnit multe persoane care spun acest lucru. Însă negru are și semnificația la poporul român și nu numai, ca fiind o culoare purtată la doliu. Negru în general este asociat cu un sentiment de tristețe sau de depresie atunci când este folosit excesiv în desen sau în vestimentație. Sau, în cazul adolescenților, este modalitatea prin care ei arată că aderă la un anumit grup. Primele în rândul iubitorilor de haine negre sunt femeile, mai ales cele care luptă cu kilogramele în plus. Crezând că în felul ăsta maschează anumite kilograme în plus. Însă, e și asta un fel de depresie? Este un fel de negare a formei corporale sau un fel de a plăcea, o dorință de a plăcea celorlalți sau de a fi plăcut. Culmea, chiar la femeile care au câteva kilograme în plus, o anumită culoare, să zicem roșu, culoarea roșii în vestimentație, dă un tonus crescut. Se pare că hainele închise sunt în vogă și la botoșani. De-i vară sau de-i iarnă, botoșanenii preferă o vestimentație sobră. Nu doar vremea mohorâtă de afară afectează starea de spirit a botoșanenilor, dar și culoarea vestimentației pe care o poartă. Din păcate, din ce în ce mai mulți botoșaneni preferă să se îmbrace în haine de culoarea neagră. Unii pentru că consideră această culoare ca fiind una nobilă, alții pur și simplu pentru că le descrie starea de spirit. De ce dumneavoastră v-ați îmbrăcat astăzi mai mult în negru? Ca și mine, de fapt. Mi-am luat haine de piele, dar ține cumva de timpul ăsta trist, așa? Nu, mă îmbrac cum, în funcție de cum este anul timpul, nu că plouă. De exemplu, eu dacă era soare, mă îmbrăcam altfel. Culori mai aprinse. Da. De ce oamenii se îmbracă în negru mai mult? Probabil după necazurile lor, zic eu. Dar eu nu m-aș îmbrăca. De ce alegeți culori mai deschise? Să mă avantajez. Cum la vârsta mea. La vârsta mea. Adică să arăt mai bine. Hai, tânără. Da. Față de anii care i-am. Nu port culori închise, foarte rar. Foarte, doar la evenimente neadorite. Dar cum credeți? Culoarea neagră afectează starea de spirit a unui? Eu cred că da. 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 Cum i-ar putea? E un pic supărat. Nu. Da. Cam asta. Le recomandați și celorlalți să poarte culori aprinse, de exemplu, un roșu? Roșu, culori vii, în special vine primăvara, da, culori cât mai deschise. Puține persoane cunosc însă veritabila funcția culorilor în vestimentație. Hainele de culoare neagră au efecte psihologice de neliniște, reținere, anxietate și depresie. În concluzie, pentru o stare psihică bună, nu este recomandat să purtați haine negre.